Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Vom vorbi astăzi despre cauzele bolilor karmice. Alături de noi în platou se află domnul Lucrețiu Tudoroiu, editor și anticar. Bună ziua, Lucrețiu, și bine ați venit. Bună ziua. Și domnul Dragoș Ovidiu Argeșanu, medic. Bună, Dragoș, bine ai venit. Bună. Am spus că vom vorbi despre cauzele bolilor karmice. În primul rând, se spune că ar fi bine, pentru a evita îmbolnăvirile de orice fel, să eliminăm ideea că vom muri într-o zi, pentru a stopa oarecum procesul acesta de îmbătrânire. Și aș vrea să vă întreb, cum putem să creștem nivelul de regenerare celulară? Până la urmă, cum întinerim? Pentru că nu este numai o vorbă că poți întineri. Este chiar o realitate. Sunt oameni care îmbătrânesc foarte frumos și oameni care nu sunt bolnavi. Se aude frecvent treaba asta, a moștenit boala asta de la tata sau de la bunicul. Nu e adevărat. Tu te-ai născut din tatăl sau din bunicul tău sau din mama ta pentru că ai rezonat cu oamenii respectivi. Deci orice boală genetică pe care o ai, ai rezonat cu ea, că altfel nu te nășteai din neamul respectiv, te nășteai, n-aveai diabet, aveai, eu știu ce, colon iritabil. Fiecare cu sensibilitățile lui. Pentru că, în general, boile astea karmice și care au chiar, deci putem să punem un semn de aproape de echivalență cu boile genetice, înseamnă o predispoziție la anumite tipuri de boli și care se datorează unor programe în lanțurile ADN care sunt greșite. Bun. Ce înseamnă de fapt? Că, pentru că dacă înțelegem foarte bine ce înseamnă un program greșit în lanțul de ADN, înțelegem de fapt și modalitatea prin care acest lanț poate să acționează și poate fi rezolvat în sens pozitiv. Ce se întâmplă? Ai ADN uman. Bun. ADN uman a fost creat perfect. Așa l-a creat Dumnezeu pe Adam. Perfect. Bun. Pe măsură ce au apărut păcatele, da? Pe măsură ce au făcut greșelile umane, acest ADN a început să se deterioreze. Și noi suntem în situație ca gena noastră să fie din ce în ce mai deteriorată. Da, sună foarte urât și la un moment dat aveam un duhovnic care îmi spunea că o să vedem ce boli o să mai apară. O să apară multe. De ce? Pentru că orice lucru pe care îl faci, la un moment dat se transcrie în planul ADN-ului. Nu imediat. Asta este una dezavantaj și un avantaj. E și un avantaj că se înscrie greu, e și un dezavantaj că, deci poți să schimbi foarte greu ADN-ul, dar și când e scris, acolo rămâne pentru o lungă perioadă de timp. De fapt, principiul este foarte simplu. Toată lumea dă vina că există acum o genă abeții. Nu e adevărat, da? Toată lumea zice, domnule, am descoperit gena aia. E o scuză elegantă, l-am moștenit. Dar, în realitate, în lanțul, dacă îți urmărești familia, descoperi că un individ, un genitor, mamă sau tată, înainte să, mă rog, să facă pe următorul, s-a apucat de băut. Dintr-un motiv oarecare. A fost părăsit, i-a fost greu, i-a fost, cumva i-a fost. Și a început să bea, da? În momentul în care a început să bea, în timp, s-a transcris această informație, alcoolismul, la nivel de gen. Fiind transcrisă la nivel de gen, de ce dau exemplu ăsta? Pentru că e cel mai simplu și cel mai banal și poate să înțeleagă toată lumea. Și o să-l dau de 1000 de ori, nu trebuie să dau altele. În momentul în care se transcrie la nivel de genă, spiritele care se nasc din persoana respectivă vor rezona cu persoana și vor avea această problemă. Fie într-un sens, fie într-altul. Adică, fie vor fi alcoolici, dar nu fie neapărat. Fie vor fi se poate împotriva alcoolului, deci în sensul opus. Au fost alcoolici în altă viață și în momentul să se nască dintr-un părinte alcoolic ca să vadă cum este și să își rezolve problema din punctul ăsta de vedere. Deci transcrierea unui păcat, unei greșeli în lanțul ADN se face destul de greu, deci în timp, dar odată în transcrisă se schimbă foarte greu. Dar aș vrea să vă întreb ceva, atâta vreme cât aceste lucruri, asta pentru a o lămuri de la început și pentru a fi tot ce spunem credibil, aceste lucruri că, spre exemplu, diabetul are drept cauză, ceva. Nu știu, ceva, neliniștea sau orgoliu și așa mai departe, nu, am dat un exemplu la întâmplare.
cine a spus aceste lucruri? Adică ele sunt revelate? Sunt niște concluzii logice? Nu sunt revelate, sunt unele chiar sunt logice. De ce? Pentru că să luăm de exemplu diabet. Diabetul presupune disfuncția pancreasului, da? Disfuncția pancreasului se găsește la... Deci pancreasul este un organ care se găsește la nivel de chakra 3, care reprezintă câmpul de protecție. Câmpul de protecție scade în momentul păcatelor mari. Deci, automat, în momentul... În momentul deci când ai un păcat major, mare, scade protecție. Sex, de la mai ciudat, multe. Deci, în momentul respectiv scade protecția. Și în momentul respectiv, evident că ești vulnerabil, primul punct care este lovit în momentul în care îți scade protecția divină este chakra 3, chakra plexului solar. Și deci automat organele care au probleme în momentul ăla sunt pancreasul, stomacul, duodenul. Cred că ar și trebui să zicem că aici este vorba de o cauzalitate foarte clară. Și absolut. Pentru cine cunoaște aceste aspecte, cum este cazul aici, legătura este evidentă, adică lucrurile nu se întâmplă bun, a căzut un pietroi alături și plus m-a speriat. Toate lucrurile s-au întâmplat, se întâmplă datorită faptelor noastre. Într-un anumit sens, toate bolile noastre sunt karmice, numai că unele din ele le avem deoarece venim cu acea karmă cu care venim și care prin legea rezonanței ne face să avem o slăbiciune genetică într-un anumit punct determinat, rezultat al acțiunilor noastre, al acestei încărcături karmice cu care deja venim. Există posibilitatea ca prin acțiunea noastră să ardem această karmă, măcar parțial, și să preîntâmpinăm activarea acestor gene care nu mai se activează și bun, am scăpat, am fumat toată viața, dar nu m-am îmbolnăvit. Bun, dar am făcut alte lucruri mult mai bune care au fost tot timpul un izvor de apă vie pentru această carență a mea, să zicem. Dar dacă nu ar fi așa, atunci efectul ar fi dezastruos. Și apoi mai sunt bolile karmice pe care le generăm prin activitatea din această viață. Adică eu dacă acționez într-un anumit mod determinat, adică creez... cele greșelile prezente. Da, și care prin karma imediată, care este un mare avantaj și un dar până la urmă, ni le ardem acum, pentru că până la urmă și această karmă și aceste cazuri care ni se întâmplă, trebuie să fim foarte clar conștienți că nouă ne vin ca să înțelegem ceva din ele. Deci nu ne vin ca e să ne pedepsească pe noi, ne pedepsesc ca să înțelegem. Deci așa sunt exact pe principiul durerii. Așa se explică de ce, spre exemplu, te doare capul, iei o pastilă de cap, după care te doare stomacul. Deci, da? Practic, până la urmă, nu faci decât să transferi problema, dar ea rămâne în câmp și atunci... Am un singur amendament, că au tot timpul termenul ăsta de ardere karmică. Dom'le, karma n-ai cum să o arzi. O plătești. Deci, n-ai cum. E adevărat că sunt energii care provin din karmă, deci din trecutul nostru, care pot fi sublimate în lumină. Dar nu dar poate fi anulată? Păcatele... Dar poate fi anulată karma? Nu anulată. Probabil asta se referă termenul. Contrabalansată, sublimată. Sublimată dar nu e cuvântul artă. Cel mai bun. Sublimată e cuvântul cel mai bun. De ce? Pentru că tu dacă ai făcut un rău, nu poți să scapi de acel rău decât făcând ceva bun în același sens. Nu voi fi biciuit sau ars pe rug, în schimb voi avea suferințe psihice, care toți suferințe sunt, dar nu vor mai fi la un nivel sigur. Mai rafinat. Poate că o să am niște suferințe care, să știți că, vai, sunt niște probleme apropo de arsul pe rug cu spiritele focului. Odată am avut o pacientă care de care nu se putea apropia niciun bărbat. Deci o tipă frumoasă. Am înțeles. Și am tot căutat. Mă, dar oare de ce, dar oare de ce? Și avea niște probleme de magie, de la o, mă rog, de la o țigancă bătrână, și care trimitea spiritele focului. Spiritele focului, spiritele elementare, sunt îngrozitoare. De ce? Pentru că sunt de vibrație foarte mare și noi, ca oameni simpli, avem o vibrație destul de joasă. Dar clar, n-ai să poți să faci dragoste niciodată cu o femeie care este plină de spiritele focului, pentru că, sincer, nu poți să faci treaba asta cu jelate, cu știți? Principiul este același. Este dificil, dar știți că este ceva... Dar înseamnă că ea merita spiritele astea ale focului. Da, fusese în altă viață. În altă ce greșeală viață, fusese? Fusese închisitor. Wow! Deci, și de... Clar. Deci, ei, problema se pune pe următor. Ai greșit, trebuie să-ți recuperezi greșeala și trebuie să-ți o plătești. Dar ea nu avea, vorbind despre boli, ea nu avea o boală concretă. Nu avea o boală concretă, dar adică nu mai știu exact, parcă avea niște arsuri, dar nu mai știu exact ceva că este... Nu, dar era funcționa ca un blestem, da? Exact. Deci există și blestemele care nu generează boli.
Până la urmă există sunt vecine tot care te împiedică să. În Moldova facem. Este și o vorbă, apropo de aceste spirite ale focului și de foc, zice foc la tătari, iar la noi lumină. Pentru că focul e aspectul luciferic, ușor demonic și la noi lumină. La noi lumină, deci aici ar fi trebuit să fie lumina spirituală, iar focul sub aspectul distrugător la dușmani, la cei care vin ei să ne facă nouă rău. Revenind la boli, ideea este în felul următor. Tot ce se întâmplă în jur, am observat un lucru foarte frumos la cum este alcătuită lumea asta. Absolut toate greșelile noastre, nu de acum, din toate viețile noastre, exact, sunt cuprinse în ADN-ul nostru. Asta vreau să zic. Din toate existențele. Din toate existențele noastre. Da. Deci pe această planetă. De ce? Pentru că, de exemplu, sunt cei iar care vin de pe alte planete. Iar pentru cei care nu cred în reîncarnare, vechimea sufletului. Problema lor. Nu, vechimea sufletului, amprenta vechimii sufletului. Deci, ideea este, cei care au vârste astrale mari, cei care au vârste astrale mari au trecut printr-o judecată planetară și atunci acolo se ard toate păcatele, apropo. Deci se face curățarea finală și atunci se ard, ce vreau să vă spun, cine a trăit pe planeta asta și a avut nu știu câte sute de existență, poartă pe corpul lui toate cicatricile, semnele, tatuajele. Deci dacă ai avut o floare de crin pe umăr, o ai și acum, dacă ai avut un frate de cruce, îl ai și acum, dacă ai diferite simboluri și inițieri, le ai și acum, indiferent că este steaua lui David sau că este, eu știu, sfera așa sau focul țiganilor sau... Toată moștenirea noastră. Toată moștenirea de pe această tot planetă. Deci, practic, numai memoria activă o pierdem, că nu ne mai amintim noi exact noi pierdem memoria activă, fost, de la nivel, dar... la nivel de sine, păstrăm toate astea. Toată informația. Șarpele și dragonul, dragonul și tigru, cei care au fost călugări și aulini. Deci toți avem toate astea. Triunghiul, cei care au fost prin școlile din... De înțelepciune, mă rog. O întreagă poveste. Ei, în momentul în care deci, noi avem toate informațiile astea pozitive și negative la nivelul structurii ADN-ului. De ce? Pentru că ele se transmit, deci tu le ai la nivel de sine. În momentul în care copilul este, crește în pântecele mamei, automat se transmit toate informațiile și în ADN. Deci tu când ajungi matur, de fapt, ai transmis la nivel de ADN toate defectele. Adică trecutul nu, nu este complet consumat niciodată. El rămâne impregnat. Ceea ce ai plătit altă dată se consumă. De exemplu, dacă ai avut o viață de sfânt, într-o viață, știți că și sfinții se reîncarnează, nu? Bun, dacă ai avut o viață de sfânt, automat ai plătit o grămadă din datoriile karmice. Da? Nu toți sfinții și-au plătit toate datoriile karmice, mulți se mai întorc. Ei, în momentul în care ți-ai plătit toate datoriile, deci niște datorii karmice, alea se șterg. Startul pornește de mai sus. Deci foarte pornește multe lucruri, exact. Și nu mai are aceleași defecte la nivel genetic. De ce? Pentru că automat el și-a curățat spiritul, curățându-și spiritul și când se face întruparea, nu se mai transcriu defectele, că nu mai sunt. Bun, în momentul în care... Deci noi avem, asta că aici vreau să ajung, avem toate defectele la nivelul structurilor noastre. În momentul în care se activează o karmă, există termenul de activare karmică. De fapt, ce se întâmplă? Adică a venit momentul să înveți ceva. Probabil. Face click undeva, cum este schizo, trezirea spirituală, da? Sau diferite extindere, deschiderea urechilor. Cum să vă spun eu? Există o corelație între deschiderea către lumea spirituală, în sensul că încep să aud ce se vorbește de către îngeri și demoni și mai știu eu ce, și încep să văd treaba asta, și au și o componentă genetică, evident. Pentru că există o interconexiune între structura genetică și spirit. Spiritul unde e? În corp, în acest vehicul care se numește trup. Bun. Și apare clicul ăsta. Face click. Ce se întâmplă cu energia respectivă? Se eliberează în exterior. Și în exterior îți apare, de fapt, o situație repetitivă față de ceea ce s-a întâmplat în trecut, unde tu ai avut o alegere proastă. Adică, să zicem, în trecut... Adică să luăm un exemplu concret ca să înțelegem. În trecut te-ai căsătorit, eu știu, pentru bani, din anumite motive. Așa era pe vremea aia. Fetele se dădeau părinții să se mărite după nu știu eu ce. Bun. Aia a fost o greșeală. Corect? Bun. Ai greșit față de iubire. Ce afecțiune o să ai? Sufletească. Unde? La nivelul inimii sau a plămânilor. Bun. În momentul în care
se produce actualizarea karmică, apare situația respectivă. Adică îți apare tentația să te căsătorești cu un tip care este foarte bogat în viața asta. Faci, ai decizia corectă, ce se va întâmpla? Nu se atenuează, se șterge. Se șterge pentru că ai înțeles. Atunci vreau să vă întreb altceva. Dacă, spre exemplu, este o persoană care este grav bolnavă și să spunem că și-a înțeles lecția. De ce nu și se este vindecă? Vorba de ce nu se vindecă? Pentru vorbesc că în cazul bolilor incurabile. Nu înțeleg ceva. Care ar fi explicația dacă atunci. Eu am fost... Ce? Conducător de oști. Da? Vă dau un exemplu de... în cazul atacurilor de panică, să zicem. Că e foarte ușor de perceput de către ceilalți. Să zicem, eu în altă viață am fost soldat, da? Și mă gândesc, eu mă mai distram așa și noaptea treceam așa printr-un sat, da? Și omoram niște oameni. Și nu îi omoream. Nu, dădeam puțin foc la case, da? Adică violență. Așa, dădeam foc la case, l-a dus, așa. Și l-a întors, când ieșeau ăia buimași de somn, le luam și capetele. Ce am făcut? Deci o karmă de agresivitate. O secundă, nu. Ce am creat? Teroare, frică, am ucis. Deci am greșit vis-a-vis de viață, vis-a-vis de suflet, vis-a-vis de ce am creat teroare și panică. Și atunci ce se va întâmpla cu energia pe care eu am creat-o? Mă va urma în viața actuală. Cum? Sunt două principii. Formă de atacuri de panică. Sunt două principii care trebuie iarăși să le înunțăm poate de fiecare dată. Legea acțiunii atacul și atacul de panică e îngrozitoare. Știu cum este, da. Dar întreb, totuși e ușoară, adică nu este o boală nu, gravă. E grav, totuși e o boală. Adică nu se moare de ea, se moare cu ea. Asta este. Ideea este, nu știu dacă este foarte plăcut să nu poți să ieși din casă timp de 3 ani de zile, nu este o pârnaie la domiciliu. Da, trebuie să ne gândim, e vorba de legea acțiunii și reacțiunii. Deci, absolut, tot ceea ce am creat eu odată vine peste mine. Exact. Am creat sexualitate, voi primi sexualitate. Am creat violență, voi primi violență. Am creat magie, vă spuneam că nu înțelegeam de ce am eu probleme cu dezlegările de magie în viața asta. Voi primi magie. Am creat bine, să primești bine. Și să ne gândim că într-o viață de om, sunt nenumărate lucruri pe care le facem, unele dintre ele bune, altele rele. Sunt de o varietate înspăimântătoare, unele sunt rele minore, altele sunt rele majore. Și atunci ne mai mirăm că efectul acestei varietăți uimitoare de fapte, fie bune, fie rele, generează o uimitoare varietate de efecte, de care boli, de boli, de indispoziții, de migrene, de genialitate. Unii au genialitate pentru că au făcut foarte mult bine. Deci această varietate uimitoare de manifestări individuale este prezente și potențială în noi, este rezultatul unei varietăți uimitoare de lucruri pe care le-am făcut cândva, bune sau rele. Deci să privim lucrurile așa. De este și foarte greu de determinat să zic că, bun, eu am rezolvat problema pe care am avut-o cu iubirea de aproape pentru că am zis, mă sacrific pentru a salva naufragiații de pe un vas. Bun, n-am murit nici eu, dar m-am dovedit că pot să-mi iubesc aproapele și s-a anulat răul pe care l-am făcut eu cândva, dar am făcut nenumărate alte lucruri rele. Și atunci, vă dau un exemplu. Mai rămân, domnule, rămân. Scuze că vă întrerup. Domnule, semnul clar că ți-ai rezolvat toate problemele karmice, știți care? Foarte clar și de neconfundat. Te ridici la cer. Deci clar, da, să-i deci numărăm pe degete, să-i numărăm pe degete cei care s-au ridicat acelor. Deci să nu contăm foarte repede să rezolvăm problemele. Dacă mă întreabă cineva, deocamdată uite, stau pe scaun, nu levitez, nu nimic. N-am rezolvat problemele karmice. Da. Atunci, de ce? Pentru că, haideți să vă spun ceva, există o legătură foarte mare între ciul greu și structurile noastre, da? În momentul în care am o informație negativă, automat am și legătura cu Pământul. Orice energie negativă este o legătură cu Pământul. Nu mai am zburat. E adevărat că există persoane care se spune că, nu știu dacă se spun sau nu, dar exista o persoană care în fiecare vine bea un par de bere și fuma un trabuc ca să rămână legat de Pământ. De ce aceeași boală? Aceeași boală se poate vindeca în cazul unei persoane, iar la cealaltă persoană, având aceeași boală,
poate să ducă la moarte sau să se agraveze. Pentru că fiecare om este una dintre problemele cu care e foarte greu să îi faci pe oameni să înțeleagă un lucru. Și anume, domnule, dacă tu ai greșit vieții întregi, nu poți să rezolvi într-un an. Indiferent câți bani dai și nici indiferent ce terapeut te vindecă. Nu cu bani și nu cu ajutor exterior. Aici sunt două aspecte. Nici măcar cu ajutor interior. Pentru că să fim serioși, dacă cineva, de exemplu, dacă s-ar întrupa Hitler, mă îndoiesc că ar putea să-l vindece cineva. Nu din exterior. Deci aici aș vrea să văd două nici lucruri. Nici măcar din două interior. Aspecte. Este ceea ce avem, ceea ce primim, de fapt ceea ce ne-am generat noi înșine și ce avem din alte existențe și ceea ce suntem în stare noi să facem cu libertatea noastră interioară. E, cu liberul nostru arbitru. Poate este greu într-o singură viață, dar nu este imposibil. Pentru că, sigur, sunt situații limită. Apar în povestirile din Pateric, exact, ucenicul, nu știu dacă era Ava Antonie sau la altcineva, care greșise și mă rog, fusese înșelat de diavol și perseverase pe aceea cale, nu văzuse ce face și a căzut foarte jos și a zis, l-a întrebat pe duhovnicul lui, a zis, mă voi mai putea mântui? În trei zile, zice, dacă vei rezista trei zile te vei mântui și a murit după două zile. Deci n-a mai apucat să se mântuiască, fiindcă n-a mai avut timp. Vine cineva la mine și spune și spun, băi, zic, ai un blestem de neam sau personal. Și mă întreabă în cât timp te vin, mă vindec. Nu știu. De ce? Pentru că n-am cum să-l cuantific. Cum să-l măsor? Ai un blestem cât are? Un kilometru? Doi? 300 de metri? Cât am de recuperat. Cât am... Deci nu poți să-ți dai seama ca și energie. Poți să măsori eventual cam câte ședințe de tratament trebuie să-i fac la modul cum fac eu tratament ca este să se elibereze acela. Este și lui. De cum alege el. Depinde de el, de gândirea lui. E un blocaj lui. Numai la un nivel, dar poți să fie la 10 nivele diferite. Absolut. Și atunci este foarte greu. Pentru că la noi apare blocajul ăsta, dar după ce trecem pe acela apare blocajul la nivelul următor. Concret, noi ne putem da seama dacă avem o boală? Nu. La ce nivel este, fără să consultăm terapeut? E greu ție ca terapeut să-ți dai seama de multe ori. Pentru că nu ai cum să-ți dai, deci nu avem acces. Sau mă rog, poate ne dă doamne, dă o dispensă. Nu avem acces în acea bancă de date a lui Dumnezeu în care să știu foarte clar ce a făcut omul ăsta în altă dată. Altă dată, da? Dom'le, a fost criminal în serie? Credeți că poate să mai nasc și ăștia. Nu, e clar că au niște karme. Ce a făcut? Cum a greșit? De ce a greșit și cum se poate recupera treaba asta? E clar că problema se pune în felul următor și aici îmi cer scuze. În momentul în care eu am de plătit ceva, problema nu este că am de plătit, dar nici Dumnezeu nu poate să-mi dea iertarea unor oameni față de care am greșit. Deci problema nu este când greșesc față de adică Dumnezeu. Adică te legi. Dumnezeu mă poate, deci dacă eu zicem greșesc față de Dumnezeu, prin ceea ce fac, conduite, etc. Îmi cer iertarea Dumnezeu, e liber să mă, sau nu să mă ierte, da? Dar dacă eu greșesc față de oameni, față automat de oameni pe care ei. Sunt legat de ei și eu pot să mă vindec doar în momentul în care ei mă iartă. E adevărat că poate să intervină cum Mântuitorul. Vedea, cum aș vedea aici? Deci, odată că ai întrebat cine anume ar putea să ne zică eu ce probleme am și la ce nivel, un clar văzător. Deci asta este, dar un clar văzător autentic. Care deci, se nu practice un farsă, și regresie eventual. Deci nu un farsăr, un om care are capacități reale și poate să spună. Și cum aș vedea mai plastic ceea ce zici tu? Aș vedea, într-un anumit fel, ființa umană ca pe un dulap înalt cu sertărașe. În sertărașul din stânga avem datoriile, în sertărașul din dreapta avem disponibilitățile și în momentul în care avem luând de jos, de la primul sertăraș și tot urcând până la ultimul, suficient de mulți bani ca să plătim datoriile, urcăm de-abia atunci la sertărașul următor. Pentru că până atunci nu avem cum. Și atunci e foarte clar, dacă eu m-am oprit la sertărașul 5 și ele sunt 40 sau 100, problemele mele se vor actualiza pentru că eu devin insolvabil la sertărașul 5. Nici nu se mai pune problema că sunt debitori și la toate celelalte sertare până sus de tot. Este adevărat. Deci numai la nivelul 5 o să mă fixez pe problema respectivă până o rezolv viața asta, ca viața următoare, să ca să pot să evoluez. Evident că dacă ar fi doar sertărașul 4 și la restul, la sertărașul 40 am milioane în plus, e, atunci poate că îmi dă Dumnezeu mâna asta ca să-mi creeze oportunitatea de a alege bine de data asta și să-mi rezolv datoria asta, dacă ar fi una exact. Singură. Dar eu nu sunt în stare să văd decât datoriile cele mai bazice pe care le am cu și nici alea nu sunt în stare cu alte cuvinte, să le rezolv. Sunt oameni foarte
poate evoluați, dar din cauza unui defect minor în care se încăpățânează, nu au posibilitatea Vreau să zic ceva. Am stat și m-am gândit și, într-adevăr, există un moment în care poți să intervii. Adică fiecare... Adică să intervii la ce? Să intervii în vindecarea, unui om. Și anume, un terapeut, un preot cu puteri speciale, poate la un moment dat să preia el din karma omului respectiv, adică la maniera cristică, voi cei puternici puteți povestea celor slabi. Și prin ceea ce face el, fie că este rugăciune, fie că este post, fie că este terapie, fie că sunt fapte bune, cu ce se ocupă el? Nu trebuie să fii neapărat să te rogi ca să știți, nu știu dacă mai țineți minte, am tot dat-o principiul negri cu suflete albe. Deci atâta timp cât faci bine, la un moment dat tu, cum să zic eu, aduni acolo aurul acela spiritual care îți permite la un moment dat să răscumperi din greșelile aproape lui tău. Dar cred că fiecare individ, fie că este terapeut, fie că e preot, fie că e ce e el, la un moment dat, fie că e psihoterapeut, are o limită în care în se a prelua din problemele omului respectiv. De ce? Pentru că s-ar putea să nu poți să le duc. Mai mult de atât, te zmintești și nu are niciun sens. Poți să cazi chiar să mori. Da. Ce alte defecte mai sunt generatoare de boli? Măcar să le menționăm, să le identificăm și poate astfel le vom elimina. Toate defectele majore. Tot ce înseamnă egoism, tot ce înseamnă invidie. Dar sunteți de acord cu mine că de multe ori oamenii judecă greșit? Adică unii, spre exemplu, se spune că dacă minți, dar la modul general, este un păcat. Dar se pare că e diferit. Una este, de obicei oamenii te acuză foarte mult dacă îi minți pe alții. Un proverb spune că dacă îi minți pe alții, înseamnă că joci teatru, dar dacă te minți pe tine, atunci asta într-adevăr generează boală, pentru că practic atunci, deci dacă ai ajuns la, în ghilimele, performanța de a te minți până și pe tine, atunci deja este foarte grav. Așa, dacă îi minți pe alții, se pare că totuși ești mai puțin acuzat. Ce se întâmplă? Sunt și 7 păcate capitale pe care noi, acest lucru generează totuși boli grave? Sau noi nu mai știm în vremea asta care mai sunt cele 7 păcate capitale, le-am uitat, așa s-au răspândit, că nu mai știm că sunt 7 păcate capitale. Și nici 7 virtuți capitale nu mai știm care sunt. Aici e o problemă. Cum să zic, adevărul spus câteodată e bun, câteodată altă dată minciuna când e spus este bună. Ca să fiu eu, Lucrețiu, în stare să spun tot timpul adevărul și să aibă efecte bune, ar însemna că sunt la acel nivel de încep să zbor și mă ridic la ceruri. Au fost oameni în tradiția iudaică, este unul din rabinii, din maestrii Hasis, care trecea tot timpul din Rusia în Austria, de fapt tot în Galiția. Era dintr-un sat în altul pentru că el răspundea de colectivități evreie și într-o parte și în cealaltă. Și la un moment dat, în caleașca cu care el urma să treacă granița, se urcă un tâlhar, un contrabandist, cu marfa de contrabandă și zice, rabi, du-mă în partea cealaltă. Să știi că te duc, dar nu o să mint. Bine, a ajuns la graniță, ca de obicei, îl întreabă oameni și ceva nou, rabi, da, e cu mine un contrabandist cu marfa de contrabandă. Rabi, râs de noi. Și l-a lăsat să treacă. Era la nivelul în care, spunând adevărul, nu făcea rău. Nu mai era, era crezut. Oricum. Da, nu, el nu mai făcea rău. Spunând adevărul, pe care dacă l-aș fi spus, eu l-ar fi înfățat pe acela. Dar avea nivelul de a nu mai face rău spunând adevărul. Noi care suntem amestec de lumină și întuneric, de yin și yang. La urmă se pune... Când spun adevărul, poate să iasă bine sau rău. Poate fi un pic de răutate și într-adevăr mea. Să-ți faci păcat. E limita mea. Deci nu orice adevăr zidește și nu orice minciună dărâmă. Primul rând, la urmă, se pune problema perspectivei. Adică dacă un adevăr strică în perspectivă, mai bine nu-l spui. Eu nu cred nu cred că e utilă minciuna, dar cred că nu întotdeauna trebuie să spui tot adevărul. Bine, cineva mi-a zis că asta e minciuna prin omisiune, nu există. Am zis, domnule, Dumnezeu nu mi-a zis nimic și nici nu a stat foarte mult de vorbă cu mine, foarte mult timp. Și atunci nu înseamnă că m-a mințit. Deci nu există. Asta este o poveste avocățească. Dar, ca și, deci, relativ la minciune, e la Sfântul Antonie cel Mare, tâlhar, da? Un tâlhar urmărit de poteră se ascunde la Sfântul Antonie cel Mare în chilie. Și că este pe același principiu. Și este întrebat, a venit poterea, unde e? Nu știu, a plecat. Dar l-a transformat în pusnic. Deci, în perspectivă, chiar dacă a mințit, omul respectiv a fost mântuit, ca să zic așa. Până la urmă, o minciună, chiar dacă
Asta nu înseamnă că tu nu plătești pentru păcatul respectiv. Da, Dumnezeu binele pe care îl faci, ți-a dat timp ca să te îndrepti. Binele pe care îl faci, în perspectivă, poate să fie mai bun decât păcatul pe care l-ai făcut în clipa prezentă. Și aici se pune problema de perspectivă. Nu întotdeauna orice adevăr este construiește, da? Și atunci nu trebuie să... Adică uneori un adevăr poate să tulbure sufletul unei persoane. Și atunci e mai bine să nu... Câți din noi suntem copți pentru adevăr? Cred că fiecare din noi, dacă stă un minut, găsește cel puțin 10 adevăruri pe care, dacă îi le spune cineva în față, te distruge și psihic și fizic. Cum să zic, noi nu suntem copți pentru adevăr. În momentul în care aș fi copt pentru adevăr, nu mi-ar mai păsa de adevărul pe care mi-l spune celălalt. Dar când mie mi-e teamă de 1000 de lucruri care mi se pare mie că dacă s-ar afla m-ar distruge, m-ar compromite și așa mai departe. De exemplu, că am furat cireșe când eram mic. Dau un exemplu. Bun, tot un păcat, un adevăr. Sunt altele mai încoace, mai neconvenabile la fiecare. Vorbind acum despre păcate, chiar mă uitam la un film în care cineva acuza că să ai mai multe soții este greșit. Și i s-a răspuns că nu este atât de greșit. Diferența este de fapt că voi aveți, la noi este oficial, iar la voi de fapt sunt ascunse. Până la urmă, ce vreau să spun este că de foarte multe ori anumite păcate care nouă nu ni se par atât de mari sunt și invers. Uneori, ca și atunci când, spre exemplu, înșeli. Mai puțin, când înșeli, depinde, cred că și aici depinde foarte mult cum o faci. Dacă o faci din orgoliu sau ca să rănești, probabil este un păcat mai mare. Dacă o faci pentru că pur și simplu s-a întâmplat să apară o persoană pe care să o iubești, fiind la bază iubirea, mă gândesc că nu este atât de grav. Bine, oricum este grav să înșeli, dar nu este atât de grav ca atunci când o faci din orgoliu, ca să rănești. Deci, probabil că la fiecare păcat sunt nuanțe pe care oamenii de foarte multe ori nu le iau în calcul, lucru care îi duce la o judecată eronată și de aici tot felul de probleme. Asta înseamnă, de fapt, duhovnic bun să știe, să analizeze și să îți dea un sfat în contextul faptelor tale. Păi, duhovnicul bun este ca un barman bun. Știe exact cât să pună din fiecare ingredient ca să iasă o băutură de bună calitate. Și la fel și duhovnic. Da. Păi, pentru tine o face, că de barman bun. Și la fel și duhovnicul. Ideea este, nu știu dacă e bine sau rău. Până la urmă, nu judecăm legea. Dar tu ești... Mântuitorul spune un lucru foarte frumos la un moment dat. Nu omul este făcut pentru lege, ci legea pentru om. Ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că, de fapt, dacă toate legile care s-au scris până acum, de toate sinoadele, de toți apostolii, de toată lumea, contravin omului, n-au nicio valoare. Nu vor rămâne. Nu vor rămâne. De ce? Pentru că ele sunt făcute pentru mine. Dacă ele nu mă zidesc și nu văd nimic ziditor până acum, ba din contră, au creat numai frustrare sexuală, numai agresivitate, numai certuri, numai orgolii, numai, înseamnă că nu sunt bune. Deci în momentul în care o lege nu zidește un om, nu e bună. Da. Și atunci trebuie revăzut tot. Trebuie revăzut tot, de ce? Din perspectiva omului. Care om? Actual. Nu mai poți să judeci pe omul de acum cu la fel cu omul de acum 2000 de ani. Că are altceva. E altfel. Rămâne însă baza, rămân păcatele principale după care poți să-l judeci. Sunt convins că păcatele principale rămân. Dar într-un alt context. Se schimbă contextul. Orice sentiment greșit afectează sufletul. Deci tot ce este în zona pieptului. Deci, e foarte simplu. Nodul de sân, neiubit. Boală de inimă, neiubire. Greșeală față adică de boala suflet. De inimă ar avea drept cauză faptul că nu poți să dăruiești? Că nu poți să dăruiești sau nu poți să primești iubire. Sau că ai dăruit prea mult și ai pierdut din structuri. Pentru că și prea mare iubire sau patima este un păcat. Dacă este concentrată pe o singură persoană dacă sau e concentrată pe o singură persoană și e sexualizată, dar poate să fie. Deci proiectezi iubirea ta și rămâi fără. Da? Deci dacă este o greșeală vis-a-vis de sex, aici, zona... numai o secundă, sunt acele persoane care își iubesc, spre exemplu, strict familia, disprețuindu-i oarecum pe ceilalți sau fiind total neimplicați. Nu este bine, evident, să-ți iubești în primul rând familia, dar nu chiar în detrimentul total al celorlalți. Probabil că asta vrei să spui.
exact. Da, înseamnă... instinctual, nu, într-un anumit fel. E un program. Deci nu iubirea, ci iubirea trebuie să fie oarecum corect, proporțional. Problema iubirii este următoarea. Încă suntem la faza de studiu a iubirii. Știți, eu prima oară am crezut că iubirea este legată de sexualitate. A trecut. După aia, că iubirea este legată de o persoană. S-a dus și asta. Acum încercăm să înțelegem de fapt ce este iubirea divină. Și iubirea divină se referă la toți la fel. Defectele noastre, și mă refer la tot ce înseamnă neiubire, neiertare, neînțelegere, tot ce înseamnă lipsă de toleranță, tot ce înseamnă lipsă de înțelegere, înțelepciune, tot ce înseamnă... astea te afectează. Tot ce înseamnă egoist, tot ce înseamnă egocentrist, tot ce înseamnă... naționalismul este un defect major. Și toate aceste defecte cum se concretizează ca boală? Adică ce boli decurg din această neînțelegere, lipsa iubirii și așa mai departe? Problema se pune felul următor. Se spune că dacă vindeci o boală și nu s-a vindecat, cauza aia se va muta în altă parte. Deci nu poți să stabilești strict o corespondență, nivelul? Nu neapărat, nu. Dar totuși mai sunt corespondențe. Există corespondențe, dar sunt limitate. Tot ce ține de boli sufletești care au la bază neiubirea, neiertare. Adică dacă omori un om, e clar că nu o să te tai la un deget. E clar că va fi o pedeapsă mai gravă, asta vreau să spun. Deci totuși au o logică corespondențele astea. Ea poate fi și sufletească, să fie o nevroză, depresie, o boală gravă, da. Da, mai devreme dragoș. Și bineînțeles că și naționalismul, inclusiv în religie, este o problemă, pentru că am auzit oameni care ziceau Dumnezeu este român. Da, dacă este și turc, și tătar, și bulgar, și german, dar nu e numai român, n-are cum să fie Dumnezeu... Sau că numai ortodox și o mântuire. Asta îmi place cel mai mult. Sau God bless America and nobody else. În ceea ce privește bolile, e clar că tot ce înseamnă greșeală de judecată relativ la lume, viață, propria persoană, ceilalți, îmi va afecta gândirea. E clar că tot ce înseamnă sentiment vis-a-vis de lume, viață, Dumnezeu, ceilalți, îmi va afecta organele din zona inimii. Și e clar că tot ce reprezintă greșeală vis-a-vis de sexualitate, mă refer, complexe vis-a-vis de propria sexualitate, neacceptarea propriei sexualități, neiubirea față de sexualitatea celorlalți. Se spune că este o teorie, acum nu știu în ce măsură este reală sau nu, că în acele momente în care ești foarte excitat sufletește, ori ești îndrăgostit, ori ai un eveniment care te incită și te face să te simți, să ai trăiri mult mai intense, automat orice gând rău este amplificat. Adică dacă ești foarte îndrăgostit și te supără cineva, automat se transmite cu mult mai multă forță. Sau dacă poate ești foarte concentrat, studiești ceva și ești foarte concentrat. Este real această... Vedea sub ce aspect? Tu vorbești de o efervescență energetică la nivelul unui... Eu vorbesc despre faptul că trebuie să fim foarte atenți cu gândurile negative în funcție de starea noastră. Da. Că dacă avem o stare de excitabilitate sporită, atunci evident, gândul negativ se transmite nu ca atunci când ești într-o stare letargică. Asta deci la nivelul plexurilor energetice din ființă, partea dinamică, în momentul în care este foarte activă, poate fi dirijată spre alte nivele ale existenței, fie în sus, fie în jos, nu contează, pentru că ai această disponibilitate, acest prea plin. Și, bineînțeles, când apare ceva, o contrariere foarte puternică, scopul în care folosești acea energie nu o să fie bun. Sigur că dacă mie îmi zici acum Lucreție, focalizează-te pe să spargi cahla aceea doar pe energia ta, bun, dar eu mă simt bine acum, de ce să fac lucrul ăsta? Exact, n-am ce energie disponibilizez. În schimb, dacă eu crăp de nervi, ar putea să se spargă și toate paharele acolo. Oamenii, exact cum a spus domnul Lucreție, oamenii foarte frustrați, oamenii înrăiți de viață, de aceea probabil că au această putere de a face rău mult mai mare decât un om căruia relativ îi merge bine. Nu întotdeauna echilibrul e bun și frustrarea e rea. Deci, cred că la un moment dat frustrarea poate să fie folosită într-un sens pozitiv. De exemplu, puțină lume știe că la un sportiv, și mai ales la un sportiv de performanță, lipsa activității sexuale duce la acumulare de energie la nivel de sine, la nivel de șarpe kundalini, care este de fapt momentul, bine, am văzut pe mulți vorbind, mulți vorbesc, puțin cunosc. În momentul în care practici abstinența sexuală, toată energia pe care în mod normal o pierzi, trebuie și mai ales ca bărbat, în altă parte, o pierzi prin orgasm,
se duce la nivel de șarpe kundalini. Unde se găsești ce? Tot ce înseamnă memorie kinestezică. Deci asta n-am spus să iau, studiat alții. Tot ce înseamnă acte reflexe, tot ce înseamnă asta. Deci, un boxer, un fotbalist, că am văzut faza aia când s-au dus la națională nevestele înainte de meci. Păi e cea mare prostie care se poate face pentru o echipă de fotbal. Deci s-a încheiat. Deci, mă rog, dar e cineva care probabil a vrut să distrugă echipa asta de fotbal. Pentru că nu se poate așa ceva. Da, medicina sportivă, lucrurile astea deci, sunt cunoscute, cum s-a permis așa prostie, ceva, e ciudat. Deci, mine clar, mă miră. Ca sportiv, de-aia intră în cantonamente. O perioadă de înainte este tocmai ca să acumule energie, există niște rezervoare. Și rezervoare, una dintre rezervoarele energetice sunt rinichii. Energia care se pierde în actul sexual este energia renală, care este energie motrice, care se folosește, mă rog, în energia mișcării. Automat sportivii, deci orice sportiv care are probleme cu rinichii va avea o lipsă de energie și nu va fi bun de nimic. Pentru a aplica ceea ce ai spus mai devreme la subiectul nostru, ideea este că atunci când apar bolile, probabil că faptul că ne dispersăm de multe ori în multe lucruri, cum se dispersează, pierdem prin acest lucru energie și automat apar sensibilitățile acestea. Orice reacție negativă pe care o creezi, creează o legătură. Orice relație sexuală pe care o ai, creează o legătură. Orice, asta creează o legătură. Automat aceste legături sunt conexiuni energetice. Conexiuni energetice prin care dai și primești energie. Mă, și nu te conectezi cu sfinții. Te conectezi cu oameni. Care oameni au trăirile lor, au nevoile lor energetice. Gândiți-vă cum sunt persoanele publice. Michael este rezultatul la care a fost supus de milioane de oameni care l-au privit și care s-au conectat la el. Ca pe un zeu. Ca pe un zeu. Și dar conectându-se la el, au produs devitalizarea. Din el. N-a avut protecție, n-a avut un suport energetic, n-a avut pe cineva care să-l încarce. Și s-a scurtat și practic firul vieții. Cu, s-a văzut cum, foarte s-a, clar, foarte cum clar. S-a mumificat în timp. Și e firesc. Vom lua aceste lucruri drept același concluzie. Același lucru se întâmplă la orice persoană care nu știe. Se împarte în prea multe lucruri. Și baterii, mai sunt legături și cu locuri anumite și, de exemplu, de ce lumea are o senzație de respingere față de gări, față de stațiile de autobuz, față de holurile de așteptare în ministere, nu se simte confortabil mai nimeni acolo. Oamenii vin, își lasă o încărcătură energetică, stau la de stres, nervoși, de tensiuni, și plus că în Europa sistemul Feng Shui nu este aplicat, ca să măcar locul să fie benefic, dacă tot să va fi o sală o țâșnitoare. Da, cât de cât. Așa, și atunci, e o mare problemă în Europa și la noi în România cu aceste spații publice în care oamenii nu se simt deloc confortabili. Deci nu numai că ești obligat să relaționezi cu o funcționară prost dispusă, să zice, sau bine dispusă, dar o faci într-un loc care deja cu acele câmpuri create reziduale, ar trebui să se facă sfeștanii. Dar ar trebui să se facă feștanii pentru noi că efectul este vizibil și puternic. Noi vom lua aceste lucruri drept concluzii. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!